Bun găsit, dragi prieteni, la Colțul Vesel, acolo unde nimeni nu este trist. Ne concentrăm atenția asupra unei ediții dedicate frumosului. De ce? Deoarece atunci când eram mic, când m-am născut, moașele s-au apropiat în jurul acelui bebeluș angelic, cu o frumusețe deosebită, și au exclamat: Doamne, ce băiețel frumos, 3 kg jumate. Rămâne așa? Da. În această seară minunată avem onoarea să o avem alături de noi pe domnișoara Daniela Iordan, este director Maya Fashion Models Iași, Miss Moldova în 2012, este fata din mijloc și, bineînțeles, alături de verișoarele ei, tot fete reprezentate ale sexului frumos, am adunat aici cele mai frumoase fete din Iașinton, din Moldova, pentru a avea o discuție plăcută despre frumusețe. Pentru a demara emisiunea noastră, trebuie să vedem câteva cadre, câteva colaje cu fotografii, nu înainte de a ne spune Daniela ce mai face Maya Fashion Models și cum vă păstrați voi frumusețe acolo. Maya Fashion Models se perfecționează din ce în ce mai, în fiecare zi mai mult. Se observă. Se observă, bineînțeles. Avem foarte multe evenimente, ne menținem statutul ridicat. Facem foarte multe activități în această perioadă, fiind vacanță. Am încercat să colaborăm cu foarte multe agenții, cu foarte multe. Ne-am implicat în foarte multe proiecte. Uite, tu ai ajuns director și ești foarte tânără. Implică o muncă foarte mare, un efort prelungit să fii director la o casă de modă? Sau este doar o plăcere să vii la serviciu și să-ți expui frumusețea? Implică o seriozitate, un efort, din punctul meu de vedere. Dar este ceva plăcut, e ceva care îmi place, ceva care fac cu drag. Verișoarele tale sunt atât de tăcute totdeauna sau? Nu. Doar acum? Să le cunoașteți în particular. Da. Ia, o să fie bine. Haideți să vedem un colaj cu fotografii cu modelele de la Maya Fashion Models, după care revenim în platou. Gravităm în jurul frumuseții fizice și nu numai, fiindcă pe Daniela o cunosc de foarte mult timp prin Roxana Nestean, care a fondat Maya Fashion Models. Sunt fete extraordinare și vreau să le întreb dacă știu să facă ciorbă. Bineînțeles că știm. Da? Chiar, pe bune, vă pricepeți și la bucătărie? De exemplu, știți să faceți un borș, omletă? Pe placul nostru, da, pe placul celor din jur. Pe placul vostru. Da, da, normal, știm să gătim, știm să... Că și eu am o soră, tot manechin, Alina o cheamă, și la rândul ei când face mâncare, deci omleta, seamănă cu musaca, deci are un talent fantastic de a le mixa, iese un hibrid culinar de care nu te poți atinge, deși foarte gustos, uneori am mai riscat să servesc. Hai să mai vorbim despre partea asta de modeling. Odată cu această criză financiară,
slăbit și acest sector al modei, al frumuseții, fiindcă am văzut că nu se mai fac atâtea spectacole, atâtea evenimente la Iași legate de modă. Noi nu am simțit această criză financiară din punct de vedere financiar al agenției, nu. Avem foarte multe proiecte, după cum am spus. În ultima perioadă am apărut în foarte multe videoclipuri, în foarte multe cataloage. Nu s-a simțit în domeniul nostru. Probabil și din punct de vedere al agenției. Suntem o agenție foarte serioasă care își respectă oarecum principiile. Ok, apropo de principii, dacă o fată care se uită acum la televizor vrea să devină model, ce criterii trebuie să îndeplinească pentru a o coopta voi de la My Fashion Models? În primul rând trebuie să ne contacteze. Aha. Să ne trimite niște fotografii. Iar din punct de vedere fizic trebuie să aibă un aspect plăcut, deosebit. O frumusețe aparte, să spun așa. Păi, cu verișoarele tale ce faci? O să le aduci acolo? Văd că îndeplinesc toate criteriile. Bineînțeles, ele momentan nu sunt în Iași. Verișoara mea este din Dubai. Iar verișoara mai mică, Ioana, este din Galați. Și cu mare plăcere când vor veni când vor veni în Iași, o să colaborăm, bineînțeles. Interesant. Eu văd că voi sunteți foarte tinere. Pentru a fi ușor profan, aș putea întreba la ce vârstă expiră o femeie din punct de vedere al acestei cariere de model? Nu cred că este o vârstă. Nu are termen de garanție. Nu, depinde cât de mult se întreține, cum se întreține o femeie. Poți arăta foarte bine și la o vârstă înaintată, gen 50 de ani. Așa este, să știi că am văzut că și la noi în România sunt foarte multe femei care au renunțat la principiul tipic. M-am măritat, m-am văzut cu saci în căruță, gata, stau la cratiță, mă transform în tank uman, îmi fac părul fixativ și mi-l vopsesc mov. Știi cum erau înainte, în perioada comunistă, femeile. Ce trebuie să facă și ele sport, să se îngrijească? Am văzut spre deliciul și satisfacția mea, mele, văd că femeile merg pe bicicletă, chiar dacă au 45-50 de ani, fac jogging, deci suntem pe drumul cel bun. Vreau să vă întreb, legat tot de partea fizică a lucrurilor, de ce au oamenii unghii? De ce au? Au oamenii unghii, fiindcă avem un material și am pus această întrebare pe stradă. De ce crezi că avem unghii? Pentru a ne ajuta în activitățile pe care le desfășurăm, în dexteritate, presupun. Să zgâriem, nu? Bărbații pe spate? Nu. Îndeplinesc o funcție a organismului din câte... Foarte bine spus. Hai să vedem ce au spus și telespectatorii noștri în materialul următor, după care revenim aici cu Daniela Iordan, director Maya Fashion Models, verișoarele ei, fete frumoase. Nu pot spune nici despre mine că aș fi oribil, dar na, bărbatul trebuie să fie puțin mai frumos decât dracul. Să intre materialul. Yes. Let me tell you why.